Am revenit în direct. Invitatul meu din această seară este domnul Donald Constantin, directorul SGU Ploiești. Domnule director, în prima parte am vorbit despre bani. Haideți că mai avem câteva subiecte care aș vrea să le discutăm în această seară și poate foarte important. Este un proiect de hotărâre a Consiliului Local referitor la ridicarea mașinilor parcate aiurea prin oraș. Da. S-a mai întâmplat acest lucru, s-au mai ridicat mașini în orașul ăsta, urmează să se întâmple din nou dacă acest proiect va trece de votul consilierilor. Da, e cu siguranță va trece, pentru că, din nefericire, e un rău necesar și se pare că numai cu biciu merge, adică să face treabă. Nu prea, nu vedeți că s-a umplut orașul de țevi, de ghevece, de beton. Nu merge, altfel nu funcționează. Sunt două parcări în centru. Când ar fi pline, atunci haideți să strig. Până acum nu avem locul de parcare. Acum sunt două parcări imense în centrul Ploieștiului și tot nu avem locul de parcare. Cu tot respectul, domnule director. Sigur, da, e eu adevărat. Sunt de acord cu mașini. E o activitate, cum spuneați dumneavoastră, nu tocmai apreciată, dar necesară. Dar în același timp aș dori din partea primăriei, a Consiliului Local, să se facă și niște parcări pentru șoferii obișnuiți. Să se facă și niște parcări. Și vă dau un exemplu. Ce aici, în fața studioului nostru, era o parcare pe vremuri. Era parcare de taxi și era o parcare pentru oamenii care nu au licență de taximetriști. A fost desființată și acum avem două parcări pentru taximetriști puse așa. Le despart 50 de centimetri. Nu mi se corect, și taximetriștii trebuie să câștige bani, dar să-i câștige de pe munca oamenilor care mai merg și cu mașina în orașul ăsta. Nu numai... Nu e, da, în Malul Roșu știți cum e stația de taxi? Sunt 25, că m-am uitat, sunt 25 și puse în... Ori își bat joc de poliția rutieră, ori poliția rutieră habar nu mai are de codul rutier. Este primul taxi... are voie să aștepte clienți pe trecerea de pieton. Lucru profund ilegal. M-am gândit că nu mai avem poliție locală, poliție rutieră sau nu mai știu codul rutier oamenii ăia. 25 în Malul Roșu. Și știți cum se așează acolo? Se așează și pe prima. Cu tot respectul, haideți, mai sunt și alți oameni în orașul ăsta, nu numai... Eu mă refer strict la domeniul meu de activitate. Știu, a fost o nemulțumire pe care mi-a exprimat-o. Sunt convins că aici vorbim de echipă. Noi în Ploiești nu funcționează echipa, da? În Ploiești nu funcționează decât fiecare să-și apere pielea. Și să iasă mai în față, cu pieptul cât mai bombat. Nu mai spun de față, de ieșit în față... ne place să pozăm, da, să comentăm, da, să ne dăm cu părerea, până în momentul în care îl pui să facă ceva. În momentul în care l-ai pus să facă ceva, deja scurt circuit. Așa e și cu... Eu vă spun că, da, într-adevăr, ori fi multe, ori fi puține, nu știu. Sunt convins că și acolo există un număr de licențe, de taxi, există poliție care poate verifica dacă... Eu cred că și aici, pe zona asta, există un număr de locuri de parcare pentru taxi. Nu e așa la infinit. Da. Aia nu vorbim de coloana lui Brâncuș. Vorbim de un număr de X, Y, Z. Dar și coloana lui are un număr. Că... Și mai e zgâriată decât un copil. Eu vă pot spune că la 20 de metri de aceste două locuri de parcare pentru taxi, e o parcare care are 200 Prima. Ceva de locuri pentru parcare. Sunt două chiar, mai e una vis-a-vis și una pe nivel. Și la 60 de metri, puțin mai la dreapta, mai există una cu 374 locuri de parcare. Și vă mai spun eu una. Nu există și pe lateral și... cu casa albă, cineva a pus două bariere și a îngrădit, nu știu, e domeniul public acolo, nu? Unde spuneți? Lateral de casa albă. Parcarea casei albe. Da, nu știu. Că dacă nu, aș avea și o firmă... care ar fi așezată lângă o stradă și aș pune două bariere pe strada aia ca să-mi fac acolo parcare pentru firma mea, instituția pe care o conduc, sau cum vreți să-i spuneți. Ar fi ok? Nu știu care... Nu e domeniul public, parcarea casei albe, a Consiliului Județean. Păi nu știu, o fi a Consiliul Județean acum. Păi atunci să plătească Consiliul Județean bani din bugetul Consiliului Județean ca să asfalteze. Nu mă bagă în locuri care nu mă... Zic și eu ca cetățean acum, ca ploieștean, adică nu prea sunt de acord să plătesc, să plătesc bani eu sau din taxele și impozitele colectate de la ploieșteni să fie asfaltată parcarea Consiliului Județean.
în care au acces numai angajații și, sau cine dorește Consiliul Județean. Da, poate. Nu, e corect punctul meu de vedere? Zic că e corect, e întemeiat. Da, e punctul ăsta de vedere, sigur. Sigur, nu, sigur. Îl respect. Da, haideți să trecem la ale noastre. Să trecem la ale noastre, da. Da. Deci, veți ridica mașini, că SG-ul se va ocupa cu asta. Da, credeți-mă că din momentul în care n-am mai putut să ridicăm mașini, da, vedeți că și aici lucrurile sunt cu duș și întors. Noi ne-am învățat să luăm răul din tot, da? Această măsură și de blocat și de ridicat, nu ne-am trezit noi că vrem să luăm banii oamenilor din buzunar, da? Unii chiar merită. Unii merită. Nu unii, foarte mulți dintre ei, da. Pentru că noi aplicăm acest HCL în zonele care sunt date prin HCL și celor care nu respectă, nu ne respectă pe noi, de fapt. Nu că nu respectă legea sau nu, nu ne respectă pe noi. Duceți-vă și o să vedeți mașini pe trotuar, v-am spus, s-a umplut orașul de stâlpi. Dacă n-ar fi, da, știți destul de bine ce era aici în față la dumneavoastră. Da, da, da. Nu funcționează altfel. Sunt oameni care ne sună și acum, chiar dacă știau că nu mai avem serviciu de ridicat, ne sunau că vor să plece de acasă și a parcat unul în mașină exact pe aleea da, la ieșire. De nu mai pleacă niciunul din locatari. Da. Ne-au sunat cei de la ISU, ne-au sunat cei de la salvare, ne-au sunat de la intervenții, de la gaze, de la lumină, de la... Nu, eu rău necesar vă spun și îl simțim când ne e lumea mai... Atunci de acord, o simți. De acord. Da. Și sunt mulți care încurcă traficul, sunt mulți nu, care... Dar, gândiți-vă că din cauza la o persoană care parchează mașina neregulamentar, se pot întâmpla lucruri grave care lasă urme. Da. Într-o familie mă refer. Da, da. Că nu poate interveni atunci pompierii sau o chestie de, da, de secundă. Da. Și ambulanță atunci, nu da, poate intra. Și atunci o să spună da, că ce, e primăria de vină că nu ridică mașina. Eu spun să nu se facă abuz foarte bine, da? O să fie la solicitarea poliției locale sau poliției municipale, o să avem un protocol cu, și cu poliția locală și cu poliția municipală. Da, acțiuni, știți destul de bine că aveți copil și ce se întâmplă în jurul școlilor. Da. A, că nu sunt locul de parcare. Da, du-te mai acolo și parchează. N-am văzut pe nimeni să doarmă în mașină, da? A, n-ai loc în fața blocului, asta am înțeles. Nici eu n-am. Da? Și de obicei mă duc târziu acasă, sunt ultimul. Și da, eu parchez la 2-3 blocuri, merge, merg pe da, jos, dacă asta e, ninge, plouă. 50-100 de metri, da? Asta e situația, e normal. Dacă vrei, eu am, până nu m-a prins nimeni cu mașina parcată neregulamentară în oraș și mi-aș dori să găsesc și o fotografie, să... A fost un concurs și la noi la SGU, da? N-au reușit. De ce? Merg pe jos, că nu mă dor picioarele. Mă bucur că le am. Cam locurile pentru persoane cu handicap ocupate de tineri, de oameni care n-au nicio problemă, că se grăbesc, da? Toți eu mă bucur că le am și sau sunt întreg și pot merge pe jos și un kilometru, da, dacă e nevoie. Haideți să ne civilizăm și noi, doar așa, că nu sunt locuri de parcare în centrul orașului. Nu cred că există oraș în lumea asta să aibă în centru, la o anumită oră, un număr necesar de locuri de parcare. Pentru că nici în centru, nu toată ziua nu sunt locuri de parcare. Sunt anumite ore pe care și noi le știm. Dar asta e centrul orașului. De acord cu dumneavoastră, numai că problema asta nu e numai în centrul orașului, aceeași problemă o regăsim și în cartiere, din păcate. Păi, sunt foarte puține locuri de parcare. Sunt, dar sunt, și orașul e construit. Asta este situația acum, că... cine candidează la primărie, la viceprimărie, la consiliul local, făcut un proiect. Aici, în orașul ăsta, construit. A fost pe site-ul primăriei ridicat, postat un proiect pe care l-am depus noi de la SGU acum 3 ani de zile, dacă nu mă știu, că e și acum. Da. Cel prin care să se plătească... Da, cu parcarea condominială, pentru că și acolo sunt probleme. Și faptul că acolo or să apare mult mai multe probleme, pentru că sunt acele parcări care nu sunt plătite de primărie, dar sunt folosite de primărie.
Și au câștigat, unii au câștigat voturi pe aceste... Și noi acum o tragem. Adică v-am spus, eu, uite așa e. E o nebunie. Stai și dacă începi să spui o poveste, te închini. Nu-i nimic făcut cu cap. Da? Facem, amenajăm locuri, da? Scoaruri, giratorii. Da, se așteaptă ca a doua zi sau peste o lună să fie cam prima zi alea, să rămână așa. Nu știu, dacă s-ar putea pune ceva, am propus eu cuiva să punem pomii artificiale în Ploiești, fără artificiale, ca să nu mai fie nevoie să cheltuiască primăria bani pe întreținere. Da, chiar cam intra folclorul național. Da, noi ne chinuim de 4-5 ani de zile să mărim spațiul amenajat al Ploieștiului. Am făcut din locuri betoane, le-am spart în parcuri, în anumite zone, le-am face din ce în ce mai frumos. Numai că unii nu înțeleg că nu poți să faci nimic fără bani. E ca acasă. Ne dorim să facem multe, dar când îți iei salariul și te-ai luat și avat în salariu, s-ar putea să nu rămâni cu banii de întreținere. Da. Întreținerea e mare. Da. Și, sau proastă administrare, nu ASG-ul, că dacă ai de ajuns și nu o să-ți dai pe ce trebuie și rămâi dator la întreținere, că te duci și te plimbi, iar nu e bine. Atunci, și noi aici suntem în situația în care putem să facem foarte multe lucruri, dar nu suntem luați în seamă. Da. Probabil s-au obișnuit cu mine că sunt ca un catâr, trag de dimineață până seară, stau cu oamenii pe teren, facem lucrurile să vadă frumos din nimic, da? N-am avut un leu pentru investiții de 4 ani, de 5 ani de zile. Și nici acum nu am. Ne chinuim cu ce avem. Dacă vă consolează cu ceva, să știți că nici primăria Ploiești nu se poate lăuda că are mulți bani pentru investiții. Păi, nu știu că vă poate consola, da. Pe mine mă întristează fantastic că în orașul ăsta transportul public nu știu... Da, că mâine pleca sau nu la servici cu el. Da. Da. SG-ul nu se simte nici el foarte bine. Da. CSM-ul iarăși e, nu se știe ce se va întâmpla în viitorul apropiat acolo. Nu știu ce va urma pentru acest oraș. Păi eu cred că nu știe nimeni. Deci mergem, asta e senzația mea. Mergem din inerție. Până când ajungem în situație cum ajută CEU și noi și fiecare pe rând. Dacă nu lucrurile nu se rupă toată pisica, cum spune românul, lucrurile nu știu dacă or să meargă într-o direcție pozitivă. Și cineva la un moment dat probabil o să ia foarte multe castane. Că mai glumim că e... Avem bulevardul castanilor, așa că avem de unde da castane. Noi am mai schimbat, am plantat și în această primăvară am scos pe cei uscați și deci nu duce lipsă de castane. Da. Așa că mai am două lucruri de vorbit cu dumneavoastră și nu mai avem foarte mult timp. La un moment dat s-a zvonit că o anumită parte a consilierilor ar susține pe altcineva pentru postul de director al SG-ului. Au apărut niște știri în presa locală legate de acest subiect. Vreau să vă întreb dacă vă simțiți postul în pericol. Nu mă simt. Eu am mandat pe 4 ani. V-am spus, la fotbal ne pricepem toți. La băgatul bățului prin gard suntem artiști. V-am spus că oratori, dacă stăm de vorbă, mergem în primărie, la SGU, peste tot. Vai, extraordinar. Zic, cum nu pot să lucrez cu... Sunt niște oameni extraordinari. Pune la treabă. De momentul ăla deja gata. Pleci singur, ții sapa în spate și te duci și dai cu sapa. E, cam așa e și cu... Eu am prost obicei și mai fac glume așa din când în când. Dar dacă mi se oferă la un moment, că de fapt de aici a pornit discuția, dacă mai vreau să stau, făceam o paralelă cu situația dată. Că mă judec cu primăria, nu mă înțeleg sau nu ne înțelegem, nu o să fim o echipă, că până la urma urmei, și noi, și cei de la Hare, și cei de la TCE, SPFL, toți suntem o familie, ar trebui să fim o familie și să ne ajutăm. Ar trebui găsite soluții care coerente și să ne ducăm, da, să fim pe un trend pozitiv pentru oraș, da? Și noi s-au înrăit toți, pentru că
aceste neajunsuri generează și neajunsuri în familii, la politic, că ăla e al lui ăla și vezi că ăla e al lui ăla, că din cauza lui ăla și cu băsul și cu capra vecinului, că altă treabă n-avem de făcut. De ce să tundem iarba că mai bine facem politică, că e mai ușoară? Nu, ține ea de foame, dar și așa cred că e peste tot. Cu munca mai puțin, cu bârfa, așa a fost și cu mine. Și ne-am spus că în cazul în care o să găsesc la un moment dat o variantă mult mai bună, probabil nu o să stau pe gânduri. M-am cam săturat și eu. Mai am 4.000 de lei salariu și spuneam că m-am îmbogățit la SGU. Nu știți că au fost destule show-uri pe tema salariului meu. Da, 4.000 de lei, mare cu 800 de oameni și cu buget de aproape 1 miliard pe lună. Domnule director, ultimul subiect, pentru că nu mai avem mult timp. Domnule, s-a discutat foarte mult despre un WC-ul de la SGU. Da. Da. Un WC-ul construit la etaj în afara clădirii, pe o clădire veche. Ce s-a întâmplat acolo? Bă, da, știu că au venit și în control în urma acestui... Era normal că a ajuns subiectul în presa națională? Păi nu era normal, că nu m-a întrebat nimeni ce am făcut, dacă am plantat vreun pom. Am plantat în jur de 7.000 de pomi. Dacă am făcut ceva, nu m-a întrebat nimeni și nu mă întreabă nimeni. Dacă la dezăpezire am fost și dormeam pe stradă, dacă la beculețe mi-au degerat degetele și... nu. Da, în WC-ul l-a suspendat. Nu e adevărat, nu e nimic atașat, da? Face parte, clădirea, această clădire e în reparații, da? Are stâlpi de beton, de fapt e zid de cărămidă cu stâlp de beton, are placă de beton, e o continuare din clădirea nouă, clădirea veche, da, deci nu este nimic atașat cum... Da. Deci e o soluție temporară, înțeleg, până se temporară, dar este în siguranță. Nu există niciun risc. Nici dacă tremur. Să dărâmă clădirea și cu totul. Adică nu... Am înțeles. Da. Dar e senzațional la noi. Acum în Ploiești, cred că orice e senzațional. Că noi am devenit, probabil, Caracal 2 sau o să probabil, fim... Probabil, da. Dar ca la Ploiești. Eram noi ca la Ploiești, acum că se întoarce ca la... O întorceam ca la Ploiești, acum o să fim de râs ca la Ploiești, da. Așa e, din păcate. Joc de glezne și... Așa este, cred că urmează vremuri interesante. Nu e păcat, că e... mie îmi place ce fac, e frumos. Dar să ai și cu ce și să simți că e sprijinit și... nu că nu simți sprijinul. Că cineva nu mă sprijină, că sunt antipatic sau... Nu! Nu există acel nucleu care ar trebui să funcționeze. O discuție pe proiecte oportune, neoportune, dacă, da, dacă, ba, un sfat, pun în WC-ul acum o toaletă în parcul municipal. E necesară o toaletă? Nu e necesară o cabină. Îți bagi joc de toți. Dar îl punem, hai să ne facem de râs în continuare. Nu treabă nimeni nimic. Fiecare cum consideră să scape, am făcut o hârtie, vă arăt adrese care primite. Că noi tot am mai trimis, am făcut corespondență cu primăria, nu mă refer acum, de-a lungul timpului. Da. Da. Pentru proiecte, să punem fântâni pe la sala sportului, să facem garduri, să facem multe. Și primea răspunsul de genul că primăria nu are prevedere bugetară, dar dacă noi avem bani, nici noi nu avem voie să o facem. Adică ceva de genul ăsta. Adică nici primăria nu are bani, dar nici tu n-ai voie să le faci, dar poți să le faci, dar n-ai voie să le faci. E cam așa. Da. Ce să faci mai înainte? Da. Tundem iarbă, ce să faci? Domnule director, ar mai fi multe de discutat, din păcate nu mai avem timp, dar mă gândeam când vă ascultam, poate de-aia avem... Nu, aș vrea să-mi dau drumul la limbă mai mult, dar... Da. Două ore data viitoare. Nu, dar eu cam deranjez așa în general și încerc să nu deranjez prea mult. Mă gândeam la intrările din Ploiești, la sensurile giratorii, atât de spectaculoase, atât de frumoase, atât de demne pentru un oraș de talia Ploieștiului, un oraș atât de important,
pentru economia României și pentru istoria României. Foarte frumoase sensuri regeneratorii. La asta mă gândeam în timp ce vă ascultam, că să face, să nu faceți, că să facă, să nu se facă. Noi avem niște proiecte pentru Intel în Ploiești, pentru noi suntem cunoscuți, avem cu petrolul. Noi suntem petroliști și ca echipă suntem cu petrolul, suntem rafinării. Punem peturi, pentru că avem rafinării și punem peturi. Și am făcut niște proiecte cu sonde, cu... Foarte adică, frumos, da. Dar cu ile caragiale, numai că sunt la mine în birou, ca multe alte proiecte. Lăsați de 25. Peturile, că astea sunt foarte importante. Vedem cu toții din când în când oameni care cară saci de peturi pe străzile din Ploiești și probabil că aici vrem să arătăm că suntem orașul în care cărăm sacii cu peturi la societățile. Să-și facă fiecare treabă. Da? Fiecare să-și facă treabă. Da? Eu nu mă bag peste poliția locală să nu se bage peste mine. Eu nu mă bag peste TC să mă lase în pace să fac treaba. Nu mă pricep. Poate dacă voi fi acolo, mă pricepe, nu știu, o să învăț. Ca și în partea cealaltă. Dar până atunci eu fac treaba. Nu deranjez pe nimeni, încerc să fac treaba din... cu puținul ăla să vadă, să fie vizibil. Primăria e cel care ne strânge, da? Și noi suntem copiii primăriei, da? Ei sunt părinții noștri și ar trebui unul mai prost, unul ca așa e în familie, da? Să ne ajute să mergem tot mai departe, nu să ne bage. Da. Da? Și să ne asculte. Că dacă ne ascultă, probabil data viitoare, o să dea seama și... Două ore data viitoare. Da. Mulțumesc pentru prezență și mulțumesc discuție. De asemenea, vă mulțumesc și dumneavoastră. Ne revedem la subiectul zilei săptămâna viitoare, luni mai precis. Până atunci, toate cele bune.